Amin. Vedem că și masa este bogată și vrem să nu vă obosim. Vrem să stăm înaintea Domnului într-un mod responsabil, pentru că aici nu este un ritual, este o lucrare care e pentru viață. Și această viață continuă în veșnicie. Lăudați-o pe Domnul. Frați și surori, am fost atent la ceea ce s-a vorbit până acum. Ni s-a vorbit despre sânge, importanța jertfei, importanța sângelui care are putere. S-a vorbit despre credință, s-a vorbit despre vrednicie, cel ce ia chip vrednic, nevrednic. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Pentru că atât de minunate cuvinte au fost în această dimineață, care ne-au îndreptat spre această lucrare, pentru că aceste cuvinte nu au fost altceva decât Domnul ne-a vorbit până acum, că să fim cu luarea minte. Să fim cu luarea minte, că și însuși cuvântul s-a început în 1 Corinteni, care l-a citit fratele Daniel, de aceea, prea iubiților, fugiți. De închinare la idoli. Și eu am amintit fratele Ștefan despre idol, este unul dintre idoli este și neascultarea. Și un alt lucru spune cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și că nu este decât un singur Dumnezeu. Pentru că asta vrăjmașul ne minte cu idolul care este nimic. Ne pierde timpul cu nimic și rămânem cu nimic. Doamne, milă de noi. Este un singur Dumnezeu care dă viață. Și acest Dumnezeu nu este nimic, este totul. Și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrea ca Domnul să ne ajute să intrăm în această ascultare care ne-a vorbit Domnul. Să înțelegem importanța jertfei. Sângele mielului are putere. Și peste 2000 de ani aceeași putere. Nu slăbește, nu slăbește an de an, lună de lună. Ea este din tot mai mult și mai mare putere are, lăudați-o pe Domnul. Noi suntem aceia care de multe ori prin neascultarea noastră împiedicăm pe Domnul să lucreze în viețile noastre. Împiedicăm și de multe ori, cum s-a amintit, rămânem bolnavi. Este reabilitare. Amin. Este la Domnul. Este reabilitare. Frați și surori, chiar dacă ești aici și vrăjmașul te-a purtat pe unde te-a purtat. Și-au trecut câteva luni sau ani în care ai amânat lună de lună. Și ai zis că lasă că iau luna viitoare, lasă că mă pregătesc și ai amânat. Dar ai amânat în pagubă ta. Astăzi Domnul spune, nu e vorba de amânare, nu e vorba de forțare să iei neapărat cina. Dar pune-te în rânduială cu Dumnezeu. Amin. Pentru că luna viitoare nu mai este a ta. Poți să știi tu că este a ta luna viitoare. Poți să știi că vei fi aici. Poate vei fi pe un pat de spital. Poate vei fi în țărână. Poți să știi tu, omule. Vedeți, cina Domnului este bună și este o binecuvântare, pentru că ne și disciplinează, ne face și atenți, la felul cum trebuie să ne apropiem de Domnul. Dacă ar fi o opțiune să luăm o dată pe an, sau la 2 ani, până se face un an, ne-am permite multe. Lasă că la anul iau cina. Frați și surori, am vrea ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Pentru că știm că un idol este nimic și vrăjmașul ne caută să ne țină cu acest nimic, ca să rămânem cu nimic. Și Domnul vrea totuși ca această lucrare, care este totul, este viața. Să ne ajute Domnul să stăm ca atare înaintea Lui. Aș vrea să dau citire din Cuvântul lui Dumnezeu, mă iertați. În 1 Ioan vedem că această problemă, la prima vedere, o vedem să avem problema rezolvată cu Dumnezeu. Dar un alt lucru este, dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un...
Și cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să ating și această lucrare. Și anume, pentru că a fost și în prorocie, că Domnul vrea unitate. Domnul vrea ca să fim uniți. Să căutăm să, în ceea ce ține de noi, să ne apropiem de Domnul, dar și unul de altul mai mult. Spune cuvântul lui Dumnezeu că să iubim pe fratele nostru, pe cel ce este lângă noi. Și lucrul acesta este bun. Ce vreau să zic aici? Pentru că a apărut o, mai ales în ultima vreme, despre această dragoste. Unii o înțeleg, dragoste, mă, hai să facem tot ce vrem, că este dragoste. Hai să facem tot ce este asta, că este dragoste. Frați și surori, dragostea de Dumnezeu înseamnă ascultare. Dragostea de Dumnezeu înseamnă păzirea cuvântului Său. Amin, amin. Mă iertați că vă spun și nu vreau să ating nici pe niciunul. Poate cineva a spus lucrul ăsta, nu este cu rea intenție, dar sunt dator să spun. Pentru că a apărut acest curent și mai mult este, mai ales în societatea aceasta a Austriei și la noi în țară, homosexualii au aceeași principiu, dragoste. Lesbienele au și ele aceeași principiu. Tot despre dragoste. Să-i acceptăm, aceeași dragoste vorbește și ei. Același slogan au și ei. Și cum putem noi să împăcăm masa aceasta dracilor, cum se spune, da? Să înțelegem clar, frați și surori, dragostea de Dumnezeu înseamnă depărtare de păcat. Amin. Dragostea de Dumnezeu înseamnă ascultare de Dumnezeu. Amin. Noi nu ținem un slogan, dragoste, pentru ca să acceptăm anumite lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem să zicem, măi, este dragoste, trebuie să fim cu dragoste când vedem că totuși pătrunde tot mai mult în biserică această neascultare de Dumnezeu. Bem, facem ce, cine taie capul? Lasă că este dragoste! Lasă că este dragoste! E același duh care l-au și cei care sunt homosexuali. Același duh l-au, același principiu al dragostei care este egoismul. Al dragostei care ține numai pentru ei. Noi avem o dragoste, cum se spune, dragoste pentru fratele. Fratele este acela care trăiește în ascultare de Dumnezeu. Fratele este acela care stă în ascultare de Domnul și el stă la masă împreună cu mine. Fratele este acela care iubește pe același Dumnezeu. Și noi trebuie să iubim pe fratele care... Una este să iubim pe frați și una este pe cei din lume. Cei din lume, frați și surori. Iubim, dar nu acceptăm stările lor, nu acceptăm umbletele lor și nu umblăm ca și ei. Pentru că este tot în Ioan, în a doua Ioan, spune aici în versetul 7, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine într-o. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu credeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte să nu, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă. Și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Dar nu spune nimica de fapte, spune de învățătură. Aici spune despre învățătura aceasta. Nu spune nimic mai sus despre fapte. Învățătura care se aduce, duce la anumite fapte care nu-i place Domnului. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Unul Timotei spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereața, ci fi o pildă pentru credincioși, pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora.
Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare minte asupra ta în sus și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine în sus și pe cei ce te... Să ne ajute Domnul. Să ne ajute Domnul, pentru că trăim vremuri în care se minte mult. Trăim vremuri care se trăiește fel și fel cum se trăiește. Trăim așa vremuri grele în care copiii noștri sunt predispuși să așa, acel gri, acea viață de gri, când alb, când negru. Și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Viața de gri, viața gri nu este plăcută Domnului. Viața ușoară nu-i plăcută Domnului. Ori ești cu Dumnezeu, ori pui capăt tuturor vieților, tuturor trăirilor care le ai în afara bisericii. Ori vrei să mergi mai departe. De aceea, astăzi, omule, cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește. Tu, cel care poate ai amânat această lucrare, lasă că luna viitoare, mai am probleme, mai nu, starea mea nu e bună și se întâmplă că trec ani și problema ta nu este rezolvată. Astăzi spune cuvântul lui Dumnezeu: omule, oprește-te! Pune capăt vieții tale duplicitare! Pune capăt vieții tale, stării tale care nu-i place Domnului! Pentru că trebuie să intri la în viață! Nu vezi că ți se slăiesc puterile? Nu vezi că nu mai ai putere? Nu vezi că amânarea ta aduce starea aceasta de neputință? Te face vrăjmașul să umpli în zdrențe, lună de lună. Oprește-te, omule, care ai încheiat un legământ cu Domnul, pentru că este vremea să intri în viață, să ai viață cu Hristos. Pune capăt vieții tale care nu-i place Domnului, pentru că va veni o vreme și se va face, s-o anunțat în prorocie, se va face o strigare să nu ți se moaie inima. Nu căuta să rămâi nepăsător față de cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne apropiem de Domnul. Această lucrare nu este un ritual. Această lucrare este viață. Și-am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.